Sfântul Ilie este pomenit în calendarul creștin ortodox pe 20 iulie pentru că prin rugăciune și puterea încredințată de Dumnezeu a provocat secetă cumplită în Israel și apoi a adus ploile care au salvat poporul de la pieire. Sfântul Ilie este celebrat de creștini ca profet, mare făcător de minuni și aducător de ploi în vreme de secetă, iar ca divinitate populară a soarelui și a focului, Sfântul provoacă tunete și trăsnete, leagă și dezleagă ploile și hotărăște unde și când să cadă grindina. În această zi, oamenii au mers în număr mare la Catedrala Adormirea Maicii Domnului pentru a se ruga pentru sănătate și bunăstare și pentru a împărți bucate în amintirea celor trecuți la cele veșnice. Este un mare proroc și singurul dintre prorocii pe care îi amintește Scriptura și pe care îi cinstește Biserica, atât cei patru proroci mari și cei 12 proroci mici, este singurul proroc care este cinstit în calendarul Bisericii noastre cu cruce roșie. Sfântul proroc Ilie Tezviteanu este Sfântul cinstit de către cele trei mari religii. Îl cinstim și noi creștinii, Biserica cea adevărată, Biserica Dreptmăritoare, Biserica Ortodoxă. Îl cinstesc și evrei și îl cinstesc și musulmani în același timp. Legenda spune că în această zi Sfântul Ilie iese la plimbare pe cer într-un car de foc, tras de 2 sau 4 cai albi înaripați cu biciul în mână și trimite pe pământ tunete, fulgere și trăsnete, vânt puternic, ploi abundente și grindină. De sus lui Elisei dar bolii.